Bună dimineața! Este 7 și un sfert. Pe telefonul mi arată că la 8 începe ploaia. Chiar sunt curioasă de asta. A anunțat 80% șanse de ploaie și la Brașov și la București, că m-am uitat acum. Foarte curioasă sunt de asta, dar nu cred că va fi. Cred că va fi așa o ploicică de vară, să zicem. Și minima acompaniază, draga tia, da? Copilașii dorm. Vreau să spun că abia m-am trezit, deci nu puteam să deschid ochii. Și acum, dacă mă duce să mă pun în pat, mi-e somn de nu mai pot. Cad ochii în gură. Dar trebuie să mă trezesc că Bogdan o să ajungă pe la 8 și un pic. Și trebuie să mă duc să-l iau. Să-l iau, să-l aduc acasă și pe el, să se spele, să pregătească, ca apoi să plecăm către București. Ce, Lotte, iar ai furat o jucărioară? Iar ai furat o jucărioară? Unde ai pus-o? Ai ascuns-o sub tine? Hm? Unde e? Ai ascuns-o sub tine? E chiar se pune pe jucărioară să o ascundă. A se o ascundă, da? Să nu latri. Nu! Să nu faci gălăgie! Nu! Nu-i voie! Hai, joacă-te cu jucărioara! Ia, ia căluțul. Șoacă-te cu el. Zici că e pisică. Șoacă-te cu el. Uleu, deja e 7:20, ia să mă duc să mă pregătesc la mine până mă spun pe față, pe dinți, până mă machiez, până mă noaptea durează. Este 8 și 10. Nici n-am reușit să-mi fac tot, deci trebuia să-mi fac duș, trebuia să mă piaptăm, să-mi aranjez părul. Mă schimb de haine pentru că sunt în pijamale și sunt în capot, deci... Eu la 8 trebuia să fiu plecat de acasă. Mai înainte era atât de norat la noi. Deci norat. După ce v-am filmat de vouă de dimineață, și acum mai dimineață, da? Înțelegeți voi? Și acum s-a înseninat și e atât de cald. Deci 8 și 10, dar atât de plăcut e afară. Mamă, super! La noi, la Brașov, nu prea se întâmplă să fie super, să zic eu că e super. Dar acum chiar e. Și mă duc să-mi iau soțul meu iubit, să-l aduc acasă, că mi-e dor de el. Nu l-am văzut de duminica trecută. Și da, uitați-vă ce faină sunt. Deci sunt cu sandale, capot, geantă. Dacă s-a întors și telefonul. Uitați-vă, dai să văd dacă mă vedeți așa. Am pantalon de pijama. Asta e ultimul trend. Nu cred că s-a văzut bine. Am lăsat copiii dormind și asta mini lătra foarte tare. Foarte tare. Nu știu dacă nu îi va trezi. Și sper să nu plângă Marc după mine, pentru că el a zis că vrea să vină cu mine să-l luăm pe tati. Dar Marc aseară s-a culcat foarte târziu, deci după 12 s-a culcat și când spun târziu, pentru un copil mi se pare chiar foarte târziu să se culce la ora aia, dar nu era somn deloc și vreau să vă spun că era ieri. Adică ieri atât a alergat și atât s-a jucat afară și la un moment dat, pe la ora 9, ceva de genul, era rupt. Deci dacă vedeați ce ochi are, era rupt. Chiar am zis, mamă, asta pică, nici nu reușește să mănânce, nu reușește să facă nimic. Dar de unde că nu, n-a picat. Și nici nu mă așteptam, vă spun sincer. Nu mă așteptam să nu pice, pentru că l-am văzut cum arată, cum e cu ochișorii. Era super obosit. Și s-a culcat târziu. Și în afară că lătra mini, făceau și șinșilele gălăgie. Nu se mai înțeleg între ele. Și eu înțeleg că sunt 9 șinșile într-o cușcă. Dacă aș vrea să pun o parte de șinșile în cușca cu criuți și o parte în asta cum se numește, o parte să-i las în cușca lor,
Bine, autobuzul ăsta tare. Se lasă o parte în cușca lor. Nu se înțeleg cu Griuț, că Griuț se suie pe ei, îi zăpăcește, îi face pe nervii. Și nu e ok. Așa că... Na, vă dați seama, sunt 9. 9 șinșile. Și puișorii deja au devenit și ei oarecum... Unii dintre ei, să zici că sunt mai cuminței, dar unii deja se vede că au personalitate și sunt și ei stăpâni pe ei. Așteptam să fie mai col orașul, dar nu, uite că sunt. Sunt oameni probabil cu treabă, merg la plimbare, la servici, cine știe. Și în timp ce m-am aranjat, mă uitam la vlog, la un vlog, la vlogul Alielei, Aliela, știți, de la mare. Și atât a arătat tot felul de mâncăruri acolo, deci ca să vă dați seama că aproape am vizionat tot vlogul ei. Atât de mult mi-a luat să mă aranjez. Bine, cred că nici nu m-am grăbit, cred că am stat așa lălăie și am zis, lasă, taci că am eu timp să... Dar... A arătat tot felul de mâncăruri de acolo, de la mare, de la hotel, și mi-a făcut poftă. Poftă, foame, bine, și poftă. Și mi se făcuse fratele meu o poftă, chiar am zis, wow. Am zis, wow, și eu vreau, mi-e foame. Mi-e foame tare. Și acum când mă întorc, trebuie să văd să mâncăm și noi ceva. Ori acasă. Nu cred că vom prinde micul dejun de la McDonald's. Trebuie să alimentez și mașina. Eu am o problemă așa, dacă mă trezesc de dimineața și nu mănânc la timp. Doamne ferește, eu mor pe oamenii ăștia, deci vă zic sincer. Nu știu dacă și voi pățiți în trafic, dar imposibil să nu pățiți. Mai să depășești și să vrei să depășești, atunci începe să accelereze, de parcă zici că e invidios, că tu vrei să-l depășești, dar acel om nu se gândește că poate tu te grăbești, deși eu merg cu limită legală, adică de viteză legală acum. Nu sunt ilegal, dar sunt alții, cum e nenea acestea, care mergea cu 40 ceva la oră, probabil omul e la plimbare, nu știu. Și aici unde am trecut pe podul ăsta, avem 60, limita de 60 să poți merge. Și normal că am vrut să-l depășesc. Și când am vrut să-l depășesc, el nenea a început să accelereze. S-a uitat la mine, că s-a și uitat. Și chestia asta nu o înțeleg și n-am să o înțeleg niciodată. Și am pățit de foarte multe ori. Chiar eram cu Selena odată tot pe acest pod și era tot un nene de vreo 60 și ceva de ani. Chiar am zis, băi, eu nu pot să-mi dau seama, că zici, mă, hai că dacă e tineret, e tânăr, e tânără, să ia la joacă cu tine, sau e ciudă că tu vrei să mergi mai tare, sau nu știu ce o fi în capul cuiva. Dar nenea asta, el mergea încetul, eu îl depășeam, după aia iar mă depășea și iar se băga în fața mea. Și eu zic, bă, ce face asta, fratele meu? Merge încet, după aia mă depășește, că lui se pare că probabil eu merg încet, deși eu mergeam legal. Iar începea să încetinească, iar se dădea în fața mea, eu iar în spatele meu, deci chiar mă enervase maxim, deci maxim, dar în același timp mă amuzam cu Selena când îl vedea, cum, nene, nu te-ai băgat nici tu aici, bine, nici eu nu m-am băgat aici, bine, că nenea asta face la stânga, așa că... Și mă amuzam când îl vedeam că el, dar el era și nervos, că se vedea că era nervos la volan. Nu era ca să zici că mamă râde, cum am mai pățit în trafic, că un băiat mai râdea, o fată mai mă înjura, una mai gesticula, că na, în trafic întâlnești tot felul de oameni. Chiar dacă tu ești corect, altul vede că zice că tu nu ai condus bine și se vede el corect, sau invers, tu poate nu ești corectă și îți imaginezi că ai făcut totul bine, că nu putem să fim acum perfecți, clar, nu? Și na. De asta zic că era nenea ăla pe pod acum și mergea cu 40 ceva la oră și normal că l-am depășit. Adică m-am dus să-l depășesc. M-am dat de pe banda 1 pe banda 2
Și când a văzut că vreau să-l depășesc, atunci a accelerat și el. Și n-am avut ce să facă. Deja ajunsese de 67-68 la kilometru. Și eu de obicei nu prea trec. Bogdan mereu îmi zice, măi, când faci o depășire și știu că vrei să faci o depășire, nu-i nimic acum dacă ai trecut peste limita legală, pentru că trebuie să depășești, nu poți să mergi ca Melcuc acum, atunci nu te mai băga în depășire. Și eu sunt aia care sunt mai corectă. Chiar dacă a trecut un an și ceva de când am luat permisul, eu sunt corectă, nu-mi place să depășesc. Îmi imaginez eu tot felul de chestii, că dacă mi-a permisul și cât m-am chinuit să-l iau, sau dacă primesc amendă, de ce să dau amendă la să plătesc statului banii când pot să mă duc să mă simt bine cu ei sau să cumpăr copiilor ceva. Și, na, bine că acum poate am mai depășit și eu acolo în loc de 57, 5, nici nu știu cât, parcă 57-58 e maximul la noi se acceptă în România. Dar, de exemplu, dacă te duci în Ungaria, Bulgaria și altele, știu că 50. Îmi aduc aminte că și când am fost în Italia, Bogdan mi-a zis că trebuie să mergi cu 50, dar îi zic eu, păi 50, dar 50 fix? Și că da, 50, maxim, hai să zici un 51, că la ungur nu te iartă, deci dacă te-a prins. Și vă dați seama că tot timpul trebuia să țin mașina la un 48, 47, 50, o mai duceam, dar mi-era teamă. Și știu că mai sunt câteva țări care nu acceptă ca la noi, că zice, bă, ai voie 50, dar poți să te duci la un 57, 58 la kilometru. Înțelegeți voi ce zic aici? Așa că am mai depășit și eu poate acolo un kilometru, doi în plus, dar de obicei sunt așa, pe legal. Dar nu mă mai ceartă, adică mă ceartă când trebuie, că știe că mă bag într-o depășire, atunci, băi, dacă te bagi, du-te, nu sta și dormi pe tine. Depășirea aia nu se face tot cu aceiași kilometri pe care merge ălălalt, nu? Ăla poate merge legal și tu vrei să-l depășești, sau poate nu merge legal, depinde de situație. Deși eu, dacă merge unul legal, nu mă deranjează, că stau în spatele lui, că și eu merg legal. Și acum merg legal, nu e... Nu am treabă să depășesc. Mă uit aici că am kilometrajul și tot timpul mă uit. Mă uit acolo, mă uit acolo, mă uit acolo. Și Bogdan râde de mine. Na, vă dați seama că eu n-am experiență la volan. Degeaba am eu un an și în comparație cu el, el este șofer profesionist. Are 34 de ani, are permisul de la 18 ani. Este o diferență. O să ajung și eu să am. Hai, nene, treci. Am vrut să-l las, dar face cu bastonul semn să trecem, așa că trecem și noi mai departe. Era bine dacă era și firma lui Bogdan mai aproape, pentru că noi stăm în capătul celălalt al orașului și firma lui este în capătul celălalt al orașului. Așa că avem de mers și când îl ducem și când îl aducem și se simte și ca și timp. Se simte și ca și combustibil, știți că na. Să mergi de câteva ori, că sunt dăți în care te duci, la duci, după aia te duci a doua, a treia zi să-l duci să descarce marfa, după aia iar te duci ca să-l duci, sau se duce singur, depinde de caz, dar tot același combustibil îl consumă, ori că-l duc eu, ori că merge singur. De obicei când merge să descarce sau să încarce, merge singur, nu-l mai duc eu. Dar... se simte. Sunt dăți în care, de exemplu, a descărcat, stă câteva zile acasă și după ce a stat câteva zile acasă, atunci pleacă să încarce. Se duce, încarcă, de exemplu, vinerea încarcă, vine, stă acasă și sâmbătă, duminică pleacă iară. Și uite, cam așa, în jur de 4 drumuri sunt făcute, dacă nu mai bine, 5 pe săptămână, pentru că trebuie să meargă câteodată să-și mai descarce și cardul, câteodată trebuie să meargă să-și mai acte ceva de la camion și se simte, deci v-am zis, se simte în primul rând ca combustibil, că mai zici, hai, timpul dă-l încolo, că na, are timp să meargă, am timp să-l duc, chestii de astea de la combustibil, se simte. Da, mai avem un pic și ajunge. Mai, nene, ce faci, te bagi sau nu te bagi? Ca un semafor sau două am prins până acum, nici nu mai țin minte, parcă la două m-am oprit. Stai liniștit, nene, că nu te calc.
Sunt unii săraci care trec pe trecere de pietoni și aleargă și se și uită. Și aleargă. Dar sunt unii care merg pe trecere de pietoni, nu știu dacă ați pățit și voi. Măi, merg unii în niște pășini și în niște figuri pe trecere de pietoni. Și unii și unele. Deci n-ai putut să vezi așa ceva. Deci eu vă spun sincer, eu pe trecerea de pieton de obicei alerg. Și asta și până să iau, alerg. Câteodată alerg, câteodată măresc pasul. Dar înainte de a alerga, mă uit în, să văd dacă mașinile s-au oprit. Nu alerg de nebună. Ca să zici, băi, am trecut pe trecerea de pieton și ăla-l văd că vine și nu. Eu de obicei la trecerea de pieton și eu și copiii am învățat, pășim pe trecerea de pietoni. Nu mi-a murit motorul. Când mă bufnește râsul, poate credeți că mi-a murit motorul. Nu, se oprește mașina când am apăsat butonul ăla de start-stop. Și când apăs ambreiajul, cine are mașina la fel ca și a mea înțelege, știe. Eu până acum credeam că altor persoane le moare motorul. Dar de unde să știu eu că dacă am avut Zafira după aia ce am trecut la mașina asta și așa mai descoper că când încep să-ți cumperi că e o mașină mai nouă, mai avansezi și tu, că altfel n-ai de unde să știi. Nu știam eu că există buton de ăsta start-stop și așa mai departe. Și i-am învățat, mai că mergeți la trecere de pietoni, atunci vă uitați să vedeți, să vă asigurați că mașinile au oprit și abia atunci puteți să începeți să alergați sau să măriți pasul sau depinde, deși copiii în preajma mea merg acum, momentan. Eu, de exemplu, nu merg în figuri, cum merg alții și cum merg altele, deci credeți-mă că am pățit să meargă unele pe trecerea de pietoni, fai de mine, deci îți venea să te dai jos la ele să le părui. Și nu neapărat că acum vreau să mă dau eu mare că am permis și că până acum, vai Doamne, nu înțelegeam și acum de când am permis, vai Doamne, înțeleg ce înseamnă șoferia. Nu! Și până să iau carnetul, eu m-am simțit întotdeauna pe trecere de pietoni. Sunt oameni care te lasă să treci, sunt oameni care nu te lasă, nu le pasă că ești cu copilul, poate prin frig, prin ploaie, dar niciodată nu am mers în figuri. Deci întotdeauna ori am mărit pasul, ori am alergat, pentru că mi se pare o lipsă de bun simț să stai să mergi tu în figuri sau să ai pasul ăla așa, dacă vine un bătrân, o bătrână sau un om, un copil bolnav sau nu știu, cineva cu o mămică, un tătic cu un copilaș de mână și merge încet pentru că așa are pasul, asta nu este nicio problemă, Doamne iartă-mă, dar când vezi, frate, că chiar am avut acum vreo 2 săptămâni sau ceva de genul, nu mai țin minte exact. Și mi-a zis, Bogdan, eu în locul tău nici nu o lăsam să treacă. Deci nu le lăsam, de fapt. Și eram fix aici unde am trecut acum, la trecere de, în spate era o trecere de pietoni și ei încă nici nu se îndreptase, adică mai era un pic până ajungea la trecerea de pietoni, dar eu am pățit-o și nu știu dacă și voi sau ați auzit cazul, să meargă, merge, după care face stânga sau dreapta, depinde de caz, și a venit și s-a băgat fără să se mai uite, fără să se asigure. Și nu vreau să risc să pățesc ceva, de aceea mai bine când văd că deja se apropie de trecerea de pieton, chiar dacă nu e în fața ei, mă uit să văd ce face, să văd și așa și le-am lăsat, erau 2 fete, erau cred că la vreo 28-30 ceva de ani, nu știu, ceva de gen. Între 25-35 de ani mai mult nu aveau, cu un om la vreo 40 ceva de ani, mai dar dacă vedeați cum avea pasul și cum mergea, ziceai că sunt la plimbare pe Republicii și se plimbă. În niciun caz nu s-a simțit și Bogdan s-a enervat tare și mi-a zis că eu dacă eram în locul tău nu lăsam, că de ce a trebuit să oprești mașina dacă vedeai că nu era acolo. Și am zis pentru că mi-e frică că am pățit-o cu niște copii la Lidl și am mai pățit-o cu cineva, bine am pățit-o cred că de mai multe ori, să meargă și dintr-o dată să se întoarcă și să pășească pe trecerea de pieton. Și vă dați seama că ți-e frică, Doamne ferește, în afară de faptul că ți se ia permisul pentru o lună, două, trei, ce știu eu, că zice că tu trebuie să încetinești la trecerea de pieton, tot pe tine te scoate vinovat, nu se gândește că și pietonii, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă niște reguli, nu să fie cum ar veni, gata, dacă e pe trecerea de pietoni, haide să meargă în figuri, hai să sară pe trecere când vrea, să meargă la telefon vorbind, să meargă cu bicicleta, eu știu că trebuie să te dai jos. Nu ai voie să vorbești la telefon în timp ce treci acum, nu știu ce legi s-au mai dat, s-au schimbat, nu s-au schimbat, dar pe bicicletă, pe trotinetă, pe astea știu sigur că nu ai voie să, știu că trebuie să te dai jos de pe bicicletă.
chiar am pățit-o cu niște copii, dar în afară de faptul că ți se ia permisul, dosar penal, ce știu ce-ți mai face, atunci, ăștia, părinții sau poate chiar omul pe care l-ai lovit poate vrea daune morale, în afară de asta tu l-ai poate pe conștiință, pentru că eu sunt o persoană care sunt miloasă și care mă consum și mă gândesc la chestiile astea. Adică nu sunt genul ăla de om, ne, am călcat un câine, dă-l încolo, am călcat un porumbel, asta e. Vă dați seama dacă la un animăluț din ăsta mă iau și mă supăr, uite ce lucrează la drum. Apoi la un om, un copil, să-l lovești, cum am pățit și aici, fix în zona asta unde sunt aici, o trecere de pieton la școală și erau niște mașini multe și vreo două sau trei dube și nu vă mint, dintr-o dată parcă am simțit să încetinesc, parcă am simțit să încetinesc efectiv. Dintr-o dată mi-a sărit un copilaș în o petrecere de pieton și nici nu mă așteptam, pentru că nu aveam vizibilitate din partea aia și nu mă așteptam să vină. Și drăguțul de el, na, probabil, na, nu știu, nu l-a învățat, nu și-o fi dat seama, ar fi trebuit să se ia înainte de a păși petrecerea pieton, să iasă câte puțin și după ce a ieșit atunci câte puțin să se uite, să se asigure stânga-dreapta. Dar el a luat și s-a dus așa și... Na, de asta zic că mi-e teamă și m-am cam învățat așa să reduc viteza, dar mor pe ăștia care merg încet pe trecerea de pieton. Și v-am zis de ce, pentru că mulți merg în bășini, deci merg unii au un pas și când te uiți la ei parcă și vezi că mestecă gumă sau stă pe telefon, unii se uită chiar pe telefon în timp ce traversează strada, deci nu ai nicio treabă cu ei ca să zici, mamă, omul e bolnav sau... Nu, omul e în figuri. Are figuri. Ia să vedem dacă mi-a venit soțul. Normal ar fi trebuit să vină, dar vedem. Mergem și vedem. Văd că Selin nu m-a sunat, înseamnă că nu cred că s-au trezit. Luminii i-am dat să mănânce o curmală și un baton din ăla de căței. I-am zis, ia și mănânc aici și stai cu minte, dar tot lătra. Acum nu știu dacă s-a apucat să mănânce. Am dat ce arde soarele și vă dați seama ce caldă mie cu capotul ăsta. Și când m-am trezit de la oboseală, de la somn, mi-era frig. Și m-am dus să-mi iau capotul, că mi-era rece, mai ales că acolo a fost deschis geamul toată noaptea. Uite că mi-a venit soțul. Iuhu! Bine, era și de aștepta să ajungă, că el a plecat de la Deva la 5 dimineața și mi-a zis că face 3 ore jumate. Ce? Da, el nu-i arată cola. Da, bună dimineața, plecăm cu rulota. În capot, n-am reușit. Bine că ești la față. Bine că ești la față, nu? Da. Ce faci? Bine, tu? Mai... Plecăm cu rulota? Da. Ai deschis portbagajul. Sau le bagi aici? De... Păi, dar frigiderul mai ei? Nu. Păi și atunci nu mai deschid portbagajul. Am ăsta, alea, nu mai citam, pun aici, tu, bă, ăla de... Dar ți-ai luat Audi? Uite, vreau bună de cola. Nu, mulțumesc că n-am mâncat. Chiar le spuneam că mie foame, nu, să beau cola pe stomac cu gol la mine. Nu știu, acai să vezi așa ceva. Tura următoare, un Audi de ăsta mie și mie. Le-a adus Kinder Bueno. Tu știi, o să se bucure că le place. Cel puțin Marche nebunit după Kinder Bueno. Ai luat pesto? Din mașină? A, le-ai pus acolo? Astea. Păi poate până terminăm să băgăm și până faci tu duș în alta să băgăm rufele la spălat, până după mini afară, până termin toate cele. Uite, cuțulică, cât sunt aici? Unu, mai e unul încolo, doi, vreo trei sau patru are. Sunt în cușcă. Ce faci, bă? Ha? Neața! Neața! Uitați, ăsta este pesto.
de la Baresa, din Lidl, a dat 1,30 €, 1,40 €, ceva de genul, nu știu, și a cumpărat 4. Marc este mâncător mare de pesto, niciodată nu mi-am imaginat că lui va plăcea pesto atât de mult, deci niciodată nu mi-am imaginat, dar uite că îi place. Și mi-aduc aminte că trimitea mama din Italia și el era micuț și am zis hai să încercăm, făceam mie paste cu pesto că îmi plăcea și Selena îi plăcea pe atunci, doar că Selena acum nu mai prea mănâncă. Și s-a învățat Marc să mănânce paste, din astea îi plac la nebunie, deci Marc paste... Alte paste în afară de pesto nu prea mai mănâncă cum mânca înainte. Înainte mânca și cu sos alb, dar acum nu prea mai mănâncă decât cu pesto. Vezi? Ai luat toate patru la fel, nu? Păi nu, că trei... Da, patru, nu, uite, două sunt așa. Asta e că ăsta are capacul mai închis? Asta e un, uite, cu al nu știu ce și... Da, uite, că am luat senza agio și... Adică fără ulei, cred. Fără ulei, dar nu știu. Agio, da. Nu știu, cred că, habar, n-am. Eu nici nu-mi dădeam seama că sunt diferite, deci două sunt așa, opa, și două sunt așa. N-am reușit să-mi fac unghiile la mâini nici acum, aici n-am nici o unghiuță. Asta era pesto care îmi plăcea mie atunci sau nu mai ții minte? Nu știu care. Nu. Ce, ai nevoie de ajutor? Da. Stai că vin acum. Vreau să băgăm în seala loc aici. Cumva să nu se spargă. Trebuie să cumpăr role de hârtie, șervețele la cutie. Nu, las, dă-o încoace. Să vii acolo, hai aici pus. Deci este 9:43, ca să vedeți cât de mult mi-a luat ca să mă duc să adică să-l aduc pe Bogdan de la muncă, să alimentăm mașina, să venim din capătul celălalt orașului. Acum am ieșit cu mine afară. Am dus să o plimb și pe ea. Da! Să-i dau mâncare, să-i schimb apa, că n-am reușit, ci la șinșile. Deci cred că ne apucă ora 11-12 până suntem gata să plecăm. Pentru că trebuie să fac și duș, trebuie să vedem ce mâncăm de dimineață. Mi-e foame, nu știu, rar se întâmplă să reușesc să stau până la ora asta fără să fiu mâncată. Adică dacă dorm... Nu am mereu treabă, câteodată mă trezesc, uite, de exemplu, azi noapte m-am trezit de multe ori și mă rodea stomacul, dar astea nu se întâmplă mereu. Și vin aici, Mini! Ce bucuroasă e! Rar se întâmplă să pot să reușesc să stau flămândă, să zicem. Hai, hai de tău! Eu trebuie să mănânc de obicei. Cum mă trezesc, maxim câteva minute, după aceea trebuie să bag în gură ceva, pâine, nu știu. Din copilărie sunt așa sensibilă la stomac. Haide! Bogdan a zis că el nu are probleme, poate să stea și o zi întreagă nemâncat. Eu dacă am o zi întreagă nemâncată, cred că leșin, cred că cad jos. Începe să mă ia capul, începe să mi se facă rău la stomac. Am tot felul de simptome nasoale. Tot n-am reușit să-mi fac nimic nici la păr, deci am fost în casă și mi-am luat doar sacoul ăsta pe mine. Sunt tot în pijamale, dar am zis să o plimb pe mine, după care mă duc, mâncăm și mă pregătesc. Așa că mă gândeam să închei partea asta, pentru că altfel o să fie ceva lung, mă gândesc. Să închei, să editez, să și încarc și să îl postez. Și apoi pe seară să fie vlogul de pe drum, de la București și ce mai facem noi. Ne să vedem că nici nu știu încotro să o iau. Hai pe aici, Mini! Așa că v-am pupat și ne vedem la vlogul de mai târziu. Pa, pa!